Arsenal este una dintre cele mai bune echipe din Anglia, având niște jucători spectaculoși, precum Saka, Martinelli, Odegaard sau Declan Rice, însă care, din păcate, nu are succes acolo în Premier League. Ieșind de două sezoane încoace, doar pe locul 2 nu reușește să câștige aici titlul în Premier League, reușind sezonul acesta de Premier League 86 de puncte în 37 de meciuri, însă cu 2 puncte diferență față de locul 1, adică Manchester City. În videoclipul de azi preluăm noi Arsenal pentru 10 sezoane și o vom face cea mai bună echipă din toate timpurile. E bine, și am ajuns în Londra la Arsenal, unde o să trecem imediat la echipă, însă înainte să vedem cum arată echipa și ce putem să facem, ce transfer să facem, trebuie să setăm obiectivele pentru aceste 10 sezoane. Așa că obiectivele sunt în felul următor. Arsenal trebuie să strângă 25 de trofee. De asemenea, Arsenal trebuie să câștige Champions League-ul de 4 ori și Super Cup-ul de 2 ori. De asemenea, Arsenal trebuie să aibă în echipa sa un jucător sau mai mulți care au câștigat balonul de aur de 5 ori. La fel și pentru gheata de aur, însă o să punem de 6 ori. Trebuie să avem un jucător sau mai mulți care au atins overall-ul de 99. Trebuie să câștigăm Premier League de 6 ori, iar ultimul obiectiv trebuie să câștigăm Premier League de 6 ori. E bine, ca să facem mai interesant, vom pune și o nouă chestie. Fiecare finală pierdută, în orice, efectiv orice, fiecare finală pierdută va trebui să învârtem deroată, adică deroata aceasta în care am pus aici 3 de nu și un singur da, iar după sezonul cu numărul 5 va rămâne 2 de nu și un singur da. În caz că pică da, vom pune echipa noastră, efectiv tot primul 11, într-o dată și jucătorul care pică o să trebuiască să-i dăm release. E bine, acestea sunt obiectivele, eu zic că Arsenal o să le reușească pe toate, mai ales că eu sunt managerul, așa că hai să vedem echipa cu care lucrăm. E bine, echipa lui Arsenal este destul de frumoasă. Chiar arată foarte, foarte bine peste tot, aș putea spune. Însă nu stau bine jucători, așa că dați-mi voie puțin să o aranjez. E bine, și cam așa va arăta echipa. Gabriel Martinelli în stânga, Jesus Striker, Saka în dreapta, Odegaard, Havertz cu Declan Rice în mijloc, Zinchenko, Gabriel Saliba și Ben White în defensivă și portarul Ramsdale. E bine, noi trebuie să facem și niște transferi pentru că echipa arată bine, însă nu fascinant. Adică are potențial peste tot, însă defensiva este cam rea. Așa că noi vom încerca să o îmbunătățim. De asemenea, avem voie să facem doar 2 transferuri pe sezon. E bine, și sezonul acesta nu vreau să fac multe transferuri, nu vreau să fac 2, vreau să fac un singur transfer, dar acela bun. Și eu mă gândesc să ne îmbunătățim acolo left back-ul cu Alphonso Davies, un jucător efectiv fabulos, foarte, foarte bun, de la Bayern. O să dăm puțin cam mult pe el, însă cred că avem bani necesari. Și avem 145 de milioane de euro pentru sezonul cu numărul 1, așa că avem bani necesari, așa că haide să încercăm să luăm. E bine, și Alphonso Davies vine la Arsenal până la urmă pe suma de 51 de milioane de euro. E bine, și Zinchenko va fi înlocuit cu Alphonso Davies, are și overall mai mare și este cea mai bun, părerea mea, are și 22 de ani. Echipa pentru primul sezon, eu zic, arată destul de bine, așteptăm să vedem cine crește, adică mă gândesc să schimbă strikerul cât și Camu, adică pe Havertz, poate și Ben White, depinde cum se descurcă. Însă scheletul echipei va fi înfrontător: Saliba cu Declan Rice și cu Odegaard, Martinelli și Saka. Acești 5 jucători vor fi mereu în echipă. Desigur și portarul și ulterior și Davies pentru că va crește. Dar acești 5 jucători vor trebui să fie constant în echipă. Ei bine, eu mă voi pune și voi face aici diferite planuri de rapid și contractele, așa că revenim. Ei bine, contractele și diferite planurile sunt făcute. Echipa arată foarte, foarte bine, nu vreau să mai schimb nimic, ce puțin sezonul acesta. Așa că simulăm sezonul numărul 1 să vedem ce reușește să facă Arsenal data sa preluată de mine. Ei bine, haideți să vedem în 2023 dacă un jucător la nostru are vreo șansă. Și nu, este Haaland ca de obicei. E bine, sezonul cu numărul 1 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa. Și arată foarte, foarte bine. Martinelli 88, Jesus nu prea a crescut, dar este ok. Havertz a crescut foarte bine și el, Saliba, Gabriel, toată echipa, efectiv, toată echipa a crescut foarte bine. Însă hai să vedem totuși cine a scris cea multe goluri. Și a fost Gabriel Martinelli cu 29 de goluri. Pe locul 2 Saka, care nu este foarte departe, cu 27 de goluri. Însă la asisturi, clar a fost Martin Odegaard cu 18 asisturi. Hai să vedem totuși la gata de ori dacă reușim. Nu reușește Martinelli. Suntem pe locul 3, Salah având 30 de goluri. Haideți să vedem în primul
Doamne, dacă reușim, nu reușim, suntem pe locul 3. Ok, departe, departe, oarecum. La câteva puncte, de fapt? La 3 puncte diferență față de locul 2 și locul 1, care se pare că este City și Spurs, iar City a câștigat la golaveraj. FA Community Shield, hai să vedem, reușim să câștigăm FA Community Shield. Emirates FA Cup, hai să vedem, nu reușim să câștigăm, însă nu pierdem în finală, așa că nu este niciun spin. Carabao Cup, hai să vedem că reușim, nu reușim, bă, și pierdem în finală versus Tottenham. Ok, ok. Deci am un spin, avem un spin. Haideți să o să vedem ce am făcut și în grupele Champions League. Se pare că am ieșit pe locul 1 în grupă cu PSV, Sevilla și Lens. O grupă e super de ușoară, 10 puncte am ieșit. În round of 6 se pare că dăm de FC Porto, pe care o batem cu 6-4 la general. În quarter finals o scoatem pe Manchester City cu 4-3 la general. Însă în semifinale se pare că ne scoate Barcelona cu 5-2 la general. Iar câștigă Real Madrid. Mamă, ce finală, Real Barça, interesant. E bine, au un spin, hai să vedem dacă va pica, da. Eu sper să pice nu, dar asta este, hai să vedem. Și pică nu, pot să cred, din primul sezon. Bă, din primul sezon. Din primul sezon, bă, a picat, da. Wow, ok. E bine, și avem aici toți jucătorii din lotul nostru. Hai să vedem cine pică și cine va pleca de la clubul nostru. Este, te rog să nu fie un jucător bun, este Gabriel sau Havertz, hai să vedem. Este, până la urmă, ok, este Gabriel, ok. Gabriel este un transfer, adică oarecum a picat destul de bine. Un fundaș nu este chiar așa de rău. Așa că oarecum, din păcate, pentru că na, are 87 overall și 26 de ani, adică putea să crească destul de bine, îi dăm release player. Asta este, s-a dus. E bine, suntem în sezonul cu numărul 2 și în sezonul cu numărul 2 clar trebuie să facem niște transferuri. Iar transferuri sunt pe poziții următoare. Trebuie clar neapărat avem nevoie de un nou fundaș. Poate să joace Timber, într-adevăr, dar nu cred că vreau să joace. Avem nevoie de asemenea și de un striker. Sincer, Gabriel Jesus nu o să crească așa de mult, așa că va trebui să-l schimbăm. E bine, și avem bugetul necesar, avem 208 milioane de euro. E bine, și acești doi jucători este Rasmus Højlund, care am încredere în el că o să crească foarte mult, și Ronald Araujo, care este la Liverpool. Ok. E bine, nu avem bani necesari, chiar nu avem deloc, așa că va trebui să vindem niște jucători. Iar pentru că pe Gabriel Jesus nu o să mai folosim, o să trebuiască să-l vindem. De asemenea, Jorginho nu o să mai joace absolut deloc, așa că o să-l vindem și pe el. Iar pe stânga avem foarte, foarte mulți jucători. Îl vom vinde pe Zinchenko și pe Tavares. Și va rămâne Alphonso Davies cu Tierney. E bine, și pe urma la cei jucători pe care am vândut, am reușit să strâng 357 de milioane de euro. Iar cu banii aceștia ne vom asigura că îl vom cumpăra pe Araujo și Højlund. E bine, și un nou fundaș vine la echipă. Ronald Araujo vine pe suma de 131 de milioane de euro. Ei bine, și pe poziția de striker vine Rasmus Højlund, care ne-a costat 76 de milioane de euro. Ei bine, și acum cu Rasmus Højlund și cu Araujo arată puțin mai bine echipa. Desigur, Højlund nu este la nivelul lui Jesus, însă sunt sigur că o să-l întreacă. Ei bine, voi face repede divinul planurile cât și contractele, așa că revenim. Ei bine, echipa arată foarte bine, divinul planurile l-am făcut cât și contractele, așa că simulăm sezonul numărul 2 să vedem ce reușim să facem în continuare în Premier League cu Arsenal. E bine, haideți să vedem în 2024 cine câștigă Balonul de Aur. Și este Haaland din nou. Bă, cum reușește, mă, din nou? E bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa. Și arată foarte, foarte bine, dacă mă întreb pe mine. Araujo a crescut puțin, Ramsdale la fel puțin, Odegaard și el puțin, dar a crescut. Rasmus Højlund a crescut acolo plus 3, Ben White însă n-a crescut. Însă haideți să vedem cine a scris cea multe goluri. Și este Bukayo Saka cu 30 de goluri, bine, mă. Rasmus Højlund se pare că și el 20 de goluri, n-a stat în spate, bravo lui. Iar Saka este și la asisturi. Haideți toți să vedem gheata de aur dacă reușim, nu reușim, bă, cu 3 goluri diferență Haaland ne ia fața. Însă haideți să vedem dacă reușim și se pare că suntem pe locul 4. What? Data asta suntem mult mai în spate. Data asta câștigă Liverpool cu diferență mare, foarte mare de puncte. Haideți să vedem Emirates FA Cup dacă reușim, reușim să o batem aici pe Chelsea, câștigăm finala. Le
Let's go. Carabao Cup reușim. Nu reușim aici, câștigă Newcastle. Haideți să vedem totuși ce am făcut în Champions League. Se pare că în grupe am ieșit pe locul 1 din grupe, însă la egalitate de puncte cu Napoli. În Round of 6 se pare că dăm de Juventus, pe care o batem cu 6-3 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Real Madrid, însă ne bate cu 3-1. Da, ne scoate foarte rapid. Și câștigă, da, Real Madrid, care o bate pe Bayern cu 2-1. Și se pare că sezonul acesta scăpăm fără spin. E bine, suntem în sezon cu numărul 3 și echipa arată chiar foarte, foarte bine. Însă chiar dacă arată așa de bine, tot trebuie să schimbăm niște jucători. Ben White este jucătorul care trebuie schimbat, însă nu doar Ben White, aparent avem nevoie și de un portar de rezervă. Așa că asta vom face sezonul acesta. Vom transfera un portar și un right back. Și se pare că avem bugetul destul de mare, așa că putem să le ducem cam crazy. E bine, și ca right back o să-l transferăm desigur pe Frimpong, cred că este cea mai bun right back din joc. Iar ca portar o să fie Looney în transfera, pentru că mi se pare un portar tânăr și foarte, foarte bun. Hai să vedem cât o să ne coste Jeremy Frimpong. E bine, și pe poziția de right back vine Jeremy Frimpong la echipă, pe suma de 115 milioane de euro. E bine, și ca portar de rezervă vine Looney la echipă, pe suma de 30 de milioane de euro. E bine, și acum cu aceste două transferuri o să stea mai bine echipa, mai ales cu Frimpong în dreapta. Eu desigur o să mă bag aici, o să fac developer noi pentru acest sezon și contractele, așa că revenim. E bine, echipa este pregătită, arată foarte, foarte bine. Am făcut development planurile cât și contractele, așa că simulăm sezonul cu numărul 3 în continuare cu echipa noastră Arsenal în Premier League. E bine, haideți să vedem în 2025 cine câștigă balonul de aur. Și este Vini. Bă, din nou nu câștigă un jucător al nostru. Însă ușor, ușor, chiar că ne apropiem. E bine, sezonul cu numărul 3 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa. Și echipa arată destul de bine, însă majoritatea sunt plecați la națională. Însă vedem că Rasmus a crescut până la 88 overall, bine pentru el. Haideți să vedem totuși cine a scris cea multe goluri. Și se pare că este Bukayo Saka cu 35 de goluri, let's go. Hai să vedem sezonul acesta dacă avem o șansă. Și se pare că reușim să câștigăm. Saka reușește pe locul 1 să câștige cu 28 de goluri înscrise în Premier League. Hai să vedem că reușim să câștigăm Premier League. Și se pare că reușim să câștigăm. Bine, mă, reușim să câștigăm acolo cu 89 de puncte. Departe, foarte departe sunt restul echipelor. City are abia 77 de puncte. Haideți să vedem FA Cup și la care reușim. Nu reușim, pierdem în finală. Nu au un spin. Hai să vedem Emirates FA Cup dacă reușim. Nu reușim aici, câștigă Tottenham. Carabao Cup, reușim să câștigăm. Nu, câștigă iar Tottenham. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions. Se pare că ieșim din grupă pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Bayern, care ne scoate cu 3-2. Bă, ce rapid ieșim din Champions League, mă, tocmai în Round of 16. Și câștigă AC Milan, care o bate pe Bayern cu 4-3. Ok. Și se pare că avem un spin. Haideți să vedem dacă pică, da, sper să pice, nu, să fiu sincer, că deja a picat, da, o dată. Deci sper să pice, ok, ok, oprește-te, bun, bun. Chill. E bine, suntem în sezonul cu numărul 4, unde vedem că arată foarte bine echipa, însă majoritatea sunt la națională. Sezonul acesta nu cred că vom schimba niciun jucător, adică Havertz ar fi singurul care am putea să-l schimbăm la un moment dat, însă se descurcă că momentan ce puțin destul de bine. Așa că mă voi pune eu să fac repede development planurile cât și contractele și revenim. E bine, echipa este pregătită cât și development planurile, cât și contractele. Așa că simulăm sezon cu numărul 4 să vedem ce reușește să facă în continuare Arsenal. E bine, haideți să vedem în 2026 cine câștigă balonul de aur. Și este... Bine, mă! Este Saka, mă! Bine, mă! Reușim până la urmă și noi cu un singur jucător să câștigăm balonul de aur. E bine, sezonul cu numărul 4 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte, foarte bine. 93, 90, 93 în atac, mijlocul 93, 90-91, foarte, foarte frumos. Și defensiva, doar Davis a rămas în spate, singurul care a rămas la 89 overall. Restul a urcat la 90+. Hai să vedem totuși ce am scris, ce am multe goluri. Și se pare că este Rasmus Højlund, mă, cu 47 de goluri. Bine, mă, bine, mă. Martinelli și el cu 30 de goluri și 11 asisturi. Haideți să vedem dacă reușim. Și se pare că nu reușim. Wow, nu reușim. Cu 47 de goluri nu reușim să câștigăm. Haaland marchează 31 de goluri,
iar Hoylund 26. Haideți să o să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim. Wow! Cum nu reușim? 68 de puncte am reușit să strângem, mă. City câștigă pe locul 1 cu 86 de puncte. Wow, câte puncte! FA Community Shield, hai să vedem, reușim aici să câștigăm, let's go! Emirates FA Cup reușim, reușim să câștigăm și Emirates FA Cup. Carabao Cup reușim, nu reușim aici să câștigă Brighton. Haideți să o să vedem ce a făcut și în Champions. Se pare că terminăm pe locul 1 fără nicio înfrângere cu 18 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Benfica, pe care o batem la penaltiuri cu 5-4. În quarter final se pare că dăm de Juventus, pe care o spargem cu 5-1. În semifinal se pare că dăm de Barça, pe care o efectiv o spargem și pe ea cu 7-2 la general. Iar finala se pare că va fi versus Real Madrid. Hai să vedem prima finala noastră. Reușim să o câștigăm? 3, 2, 1 și reușim, mă! Reușim să o batem pe Real Madrid, mă! Bine, mă! Bine, mă! 2-0 o batem. Și sezonul acesta scăpăm și fără spin. E bine, suntem în sezonul cu numărul 5 și în sezonul acesta, efectiv, la primul 11 nu avem ce să facem. Chiar n-avem. Însă pe banca de rezerve trebuie să mai lucrăm. Pentru că Trossard a îmbătrânit, are 31 de ani, 32 ba chiar, așa că trebuie să plece. Și se pare că Partey a plecat de la echipă pentru că, na, oricum avea 34 de ani. Așa că sezonul acesta ne vom focusa doar pe banca de rezerve și vom transfera un atacant de rezervă și un mijlocaș de rezervă. E bine, și pe poziția de atacant îl avem pe Marcus Thuram, un jucător foarte, foarte bun. Și pe poziția de mijlocaș avem pe Fabio Miretti, un jucător fabulos. Pe ambii vreau să-i transfer, așa că haide să-i transfer rapid. E bine, și Miretti vine la echipă pe suma de 110 milioane de euro. E bine, și ca striker vine Marcus Thuram pe suma de 50 de milioane de euro. E bine, și acum cu Miretti și cu Thuram pe bancă, chiar arată mult mai bine banca de rezerve, dar echipa, na, nu a influențat aproape deloc. E bine, desigur că trebuie să facem și diferim planurile și contractele, așa că mă bag repede să le fac și revenim. E bine, contractele și diferim planurile sunt făcute, cât și echipa arată foarte bine, așa că simulăm sezonul cu numărul 5, să sperăm că data asta reușim să câștigăm Premier League. E bine, haideți să vedem în 2027 cine câștigă Balonul de Aur. Și este Haaland. Wow! Cum a reușit, mă, să câștige Haaland din nou? Sigur a furat balonul ceva, a băgat niște bani, hai să fim serioși. E bine, sezonul cu numărul 5 s-a terminat și vedem că Saka a crescut foarte bine la 94 overall și Odegaard la 94 overall. Golgheterii sunt Martinelli cu 32 de goluri și Saka cu 24 de goluri și 15 asisturi. Însă la gheata de aur nu reușim, reușește aici Haaland cu 34 de goluri. În ligă, din păcate, suntem pe locul 2, City e pe locul 1 cu 96 de puncte. FA Community Shield reușit să câștigăm versus City cu 2-0. Emirates FA Cup reușim să câștigăm tot versus City cu 2-0. Carabao Cup o batem pe Brentford cu 2-0. Iar UEFA Super Cup reușim să câștigăm cu 3-2 versus Inter. Însă, din păcate, în Champions League se pare că pierdem finala. Ne bate Barcelona cu 3-2 și se pare că avem un spin. Însă, de data aceasta o să scoatem un nu și o să rămână 2 de nu și un singur da. Hai să vedem ce pică și se pare că scăpăm de data asta. Pică nu. E bine, suntem în sezonul numărul 6 și în sezonul numărul 6 cred că va trebui să facem niște schimbări la echipă. Vieira cred că se face pe bancă și Declan Rice la fel, pentru că este timpul să transferăm un nou mijlocaș. Va trebui să cheltuim mulți bani, da, într-adevăr, însă vom aduce unul dintre cei buni mijlocași din joc. În afară de transfer acesta, sincer, nu știu ce alt transfer să mai fac la echipă. Chiar arată foarte, foarte bine echipa. Nu văd efectiv. Poate Havers, dar să fim sincer, Havers încă se descurcă. 91 overall, este ok. Îl păstrăm ce puțin și sezonul ăsta să vedem cum se descurcă. E bine, și ca mijlocaș o să-l transferăm pe Pedri, pentru că mi se pare foarte bun, e și expiră contractul, așa că de ce nu? E bine, și Pedri vine la echipă pe suma de 127 de milioane de euro. E bine, și cu Pedri la mijloc arată mai bine echipa. Desigur și Rice-ul să mai intre, însă ca rezervă, cu Miretti aici și cu Timber, care a crescut și ele destul de bine, o să ajute primul 11 pentru că, na, ei sunt rezerva. E bine, o să mă bag repede să fac și diferim planurile și contractele, așa că revenim. E bine, diferim planurile cât și contractele le-am făcut. Echipa arată foarte bine, cu Pedri sunt sigur că o să face mai bine echipa. Așa că simulăm sezonul cu numărul 6 să vedem dacă reușim de data asta să câștigăm Premier League, pentru că deja a trecut două sezoane de când am mai câștigat. E bine, haideți să vedem cine câștigă Balonul de Aur în 2028 și este Erling Haaland din nou, bă. Nu pot să înțeleg, bă, cum reușește, mă, el să câștige.
E bine, sezonul numărul 6 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Saka la 95, însă Araujo s-a accentat din păcate. Sper că n-a fost așa de grav. Însă hai să vedem totuși ce a scris cea multe goluri și este Bukayo Saka cu 40 de goluri, mă, bine, mă. Gabriel Martinez și în spate cu 36 și la asisturi este Martin Odegaard. Haideți să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim. Du-te-mă de aici. Cum, mă, cum poate Haaland să scrie 34 de goluri doar în Premier League? Nu pot să cred așa ceva. Saka reușește în Premier League doar 23 de goluri. Haideți să vedem totuși dacă reușim. Reușim, mă, să câștigăm, mă, bine, mă, reușim pe locul 1. Câștigăm din nou Premier League cu o distanță de 10 puncte față de locul 2, care este Liverpool. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm FA Community Shield. Reușim să câștigăm, o batem aici pe City. Emirates FA Cup reușim. Reușim și Emirates FA Cup. Carabao Cup reușim. Reușim și Carabao Cup. Reușim pe toate, efectiv. Haideți să vedem totuși ce am făcut și începem. Se pare că trenăm pe locul 1 cu 18 puncte, adică n-am pierdut nici măcar o dată în grupa noastră. În round of 6 se pare că o scoate pe Bayern cu 6-0. Wow, cu 6-0. I-am spart efectiv pe Germania. În quarterfinal se pare că dăm de City, pe care o bate cu 5-0. Wow, mamă ce îi batem, mamă ce îi batem, pe unde îi prindem, îi batem. În semifinal dăm de Dortmund, pe care reușim și pe ea să o bate cu 6-3 la general. Și pe ea oarecum o spargem totuși 6-3. Iar în final se pare că vom juca versus AS Monaco, finală destul de ușoară, zic eu. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim să câștigăm, mă. O batem pe AS Monaco cu 2-1 și câștigăm finala Champions League și scăpăm fără niciun spin. E bine, suntem în sezonul numărul 7, unde echipa în continuare arată foarte, foarte bine. Chiar nu știu ce să schimbăm. Peste tot arată foarte bine, așa că o să o lăsăm așa, presupun. Însă desigur că o să mă bag eu să fac contractele și divinăm planurile. Așa că revenim după ce le fac. E bine, am făcut divinăm planurile cât și contractele, așa că simulăm sezonul numărul 7 să vedem dacă reușește Arsenal să ajungă tot pe locul 1 în Premier League. Haideți să vedem în 2029 cine câștigă Balonul de Aur. Și este Bukayo Saka, mă, în sfârșit, mă, în sfârșit. Pleacă la o parte Haaland și intră pe felie cea Saka. E bine, sezonul numărul 7 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa. Și arată foarte, foarte bine. 97, 97, 97 overall, 3 jucători de-ai noștri. Hoylund a crescut și el puțin. Frimpong și el, wow, au crescut foarte mulți jucătorii. Însă haideți toți să vedem ce a scris cea multe goluri. Și este Hoylund cu 37 de goluri. Ok, bine pentru el. Martinelli cu 30 și la asisturi este Bukayo Saka cu 13 asisturi. Haideți toți să vedem dacă reușim și se pare că nu reușim. Gheata de aur câștigă Rocky, care aparent a venit la Manchester United. Martinelli se pare că este tocmai pe 3 cu 20 de goluri. Însă totuși hai să vedem dacă reușim. Reușim să câștigăm, mă, reușim să câștigăm Premier League. Bine, mă, bine. FA Community Shield reușim. Reușim să câștigăm FA Community Shield. Emirates FA Cup reușim. Reușim să câștigăm și Emirates FA Cup. Carabao Cup reușim. Reușim și Carabao Cup. Wow. Wow, câte trofee. UEFA Super Cup reușim. Reușim și UEFA Super Cup. Wow, efectiv. Wow, wow, wow. Avem câștigate deja, nu știu, câte 5 trofee. Am câștigat și Premier League, și FA Community Shield, și Emirates FA Cup, și Carabao Cup, și Super Cup. Toate le-am câștigat. Mai rămâne desigur UEFA Champions League, în care se pare că am ieșit pe locul 1 din grupă cu 11 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Leipzig, pe care o batem cu 2-1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Juventus, pe care o batem cu 4-3 la general. În semifinal se pare că dăm de Borussia Dortmund, pe care o batem cu 5-3 la general. Iar finala o vom juca versus Inter. Haideți să vedem dacă reușim. 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim și finala Champions League. Bine, mă, prima oară când reușim efectiv toate trofeele să le câștigăm într-un singur sezon. Am câștigat efectiv 6 trofee majore. E bine, suntem în sezonul numărul 8, unde efectiv echipa arată foarte, foarte bine. Chiar nu știu ce să schimbăm la echipa asta. Au crescut foarte mulți jucători de pe bancă, însă sunt câțiva care trebuie schimbați. Durham poate trebuie schimbat, însă o să mai lăsăm un sezon. Banca arată efectiv foarte, foarte bine. Așa că o să mă duc eu să fac repede divem planuri cu contractele, așa că revenim când le termin. E bine, am terminat divem planuri cât și contractele. Echipa arată foarte bine, nu are sens să mai schimb cea la echipă. Banca de rezervă și la fel. Așa că simulăm sezonul numărul 8 să vedem dacă reușim să câștigăm din nou atât de multe trofee. E bine, sezonul numărul 8 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată echipa. Și arată foarte, foarte bine. Odegaard și Saka la 98 overall. Martinelli cu Frimpong mai în spate, însă se descurcă destul de bine. Haideți să vedem totuși ce am scris cea multe goluri. Și este Hoylund cu 38 de goluri.
Iar la asisturi se pare că este Martin Odegaard cu 20 de asisturi. Haideți să vedem totuși dacă reușim să câștigăm. Nu reușim, bă, nu pot să cred, nu pot să cred. Højlund cu un gol diferență câștigă Colombo. Hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim, mă, bine, mă, cu 95 de puncte câștigăm din nou Premier League. FA Community Shield reușim, reușim și FA Community Shield. Emirates FA Cup reușim, nu suntem în Emirates FA Cup, se pare că am fost scoși de Spurs. Carabao Cup, hai să vedem dacă reușim, nu reușim, câștigăm Newcastle. Super Cup reușim să câștigăm, reușim să câștigăm Super Cup. Haideți să vedem ce am făcut și în Champions League, se pare că ieșim din grupa noastră pe locul 1 cu 13 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de PSG pe care o bate cu 3-0. În Quarterfinal se pare că dăm de City pe care o bate cu 4-1. În semifinale se pare că dăm de Napoli care ne scoate la penaltiuri, bă, pe bune. Iar final se pare că câștigă Inter. E bine, suntem în sezonul cu numărul 9 unde echipa, în continuare ce să mai zic, arată foarte, foarte bine. Banca de rezerve mai scade puțin așa, așa că o să transferăm niște jucători noi. Adică în locul turăm o să aducem un alt striker de rezervă. E bine și eu zic să-l aducem pe Victor Boniface, un jucător destul de bun, chiar dacă are 30 de ani nu contează, pentru că o să fie rezervă, așa că este destul de bun. 86 overall o să meargă acolo și o să coste și destul de ok, nici prea mult, nici prea puțin. E bine și se pare că Victor Boniface vine la echipă pe suma de 70 de milioane de euro. E bine și cu Boniface în apărare o să meargă mult mai bine echipa asta, o să intre în bancă și o să ajute. Eu desigur că o să mă bag și o să fac development planurile la jucători și contractele, așa că revin după ce fac asta. E bine, am făcut development planurile cât și contractele și echipa arată mai bine, cât și în primul 11 și pe banca de rezervă, așa că simulăm sezonul cu numărul 9 să vedem dacă reușim să câștigăm din nou Premier League și poate UEFA Champions League. E bine, haideți să vedem în 2031 cine câștigă Balon d'Aur și este Bukayo Saka, mă, bine, mă, Bukayo Saka, mă, bine, mă. Nu știu câte baloane avem, dar cred că avem destul de multe. E bine, sezonul cu numărul 9 s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, însă în continuare nu avem un jucător de 99 overall, știm că avem un obiectiv cu această chestie. Haideți să vedem totuși cine a scris cea multe goluri și este Rasmus Højlund cu 37 de goluri. După aia vine Martinelli și la asisturi este Martin Odegaard. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm Gheata de Aur și se pare că nu reușim. Rasmus este pe 2 și Haaland pe 1 cu 26 de goluri. Haideți să vedem Premier League dacă reușim și reușim să câștigăm Premier League, mă, bine, mă, cu 84 de puncte. FA Community Shield, hai să vedem dacă reușim, reușim să câștigăm cu 3-1 versus Manchester United. Emirates FA Cup reușim, reușim și Emirates FA Cup. Carabao Cup, hai să vedem că reușim, nu reușim aici, câștigă Aston Villa. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions League, se pare că am ieșit pe locul 1 din grupa noastră în Champions League cu 12 puncte. În Round of 16 am bătut-o pe Betis cu 6-3 la general. În Quarterfinals o batem pe Lille cu 4-2 la general. În semifinale dăm de Borussia Dortmund pe care o bate cu 2-1 la general. Iar finala o vom juca versus AC Milan. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim, mă, reușim să o bate cu 3-1 și câștigăm din nou Champions League-ul. Nu știu câte am câștigat, cred că fără 4 sau 5, oricum foarte, foarte bine. Cred că am reușit să completăm acel obiectiv. E bine și suntem în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, unde trebuie să ajungem una la mână la 99 overall cu un singur jucător și suntem foarte, foarte aproape. Să mai câștigăm și noi Premier League-ul, să încercăm să, na, să le câștigăm pe toate de fapt, pentru că cred că și la trofeu ducem destul de rău, dar avem nevoie de cât mai multe. La echipă nu prea am ce să fac pentru că, na, efectiv e cea mai bună echipă din joc, așa că mă voi duce în repede și o să fac aici diferite planuri ca să crească jucătorii și contracte nu le mai fac pentru că oricum suntem în ultimul sezon. E bine, am făcut diferite planuri repede, așa că simulăm ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, să vedem dacă reușim și iar asta să câștigăm Premier League și multe trofee. E bine, hai să vedem în ultimul sezon cine câștigă Balonul de Aur în 2032. Hai să vedem cine câștigă și este Rasmus Højlund. Wow, ok, nu mă așteptam la el, dar el câștigă Balonul de Aur. Foarte bine, bravo lui. E bine, sezonul cu numărul 10, ultimul sezon s-a terminat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte bine. Avem în sfârșit un jucător cu 99 overall și acela este Bukayo Saka. Însă totuși, haideți să vedem cine a scris cea multe goluri și a fost Rasmus Højlund cu 32 de goluri. Însă în spate vine puternic Bukayo Saka cu 31 de goluri.
goluri și 17 asisturi, cele mai multe asisturi date. Însă totuși, hai să vedem că reușim să câștigăm. Nu reușim. Deci gheata de aur a fost efectiv, n-a spart. N-am reușit și noi gheata de aur, măcar cred că o singură dată dacă am reușit e bine. Hai să vedem primele dacă reușim să câștigăm Premier League, mă, bine, mă, cu 95 de puncte, departe de rest am fost. FA Community Shield, hai să vedem, reușim să câștigăm FA Community Shield cu 4-1 versus City. Emirates FA Cup, hai să vedem că reușim. Nu reușim, nu suntem aici, se pare că suntem scoși de City. Carabao Cup, hai să vedem dacă reușim să câștigăm Carabao Cup. UEFA Super Cup, reușim? Nu reușim, ne bate Fiorentina cu 12-11 la penaltiuri. Wow! Voi vă dați seama câte penaltiuri s-au dat? Haideți toți să vedem ce a făcut și în Champions League. Se pare că terminăm pe locul 1 cu 11 puncte. În round of 16 se pare că dăm de victoria, care nu înțelege ce caută aici, însă o batem cu 4-2 la general. În quarterfinal se pare că dă de Frankfurt, pe care o bate cu 6-4 la general. În semifinal se pare că dăm de AC Milan, pe care o batem cu 6-3 la general. Iar finalul a jucat versus Juventus, care câștiga acolo cu 5-0 la general versus Sevilla. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm în ultimul sezon Champions League-ul și 3, 2, 1 și reușim cu 2-0, mă, reușim cu 2-0. Să efectiv suntem cei mai buni la Champions. Cred că am câștigat Champions League ăsta de 5 ori în 10 sezoane. Foarte, foarte bine oricum. 2-0 batem pe Juventus și câștigăm în ultimul sezon ultimul Champions League. E bine, și cam asta a fost simularea. Eu zic că a fost destul de bună. Am reușit să facem acolo destul de multe obiective, zic eu. Obiectivul la care sunt sigur că nu am reușit să facem este acela cu gheata de aur. Efectiv, n-am putut. La baloane cred că l-am făcut, la Champions League l-am făcut, la Super Cup sigur am reușit și la trofee eu zic că suntem pe acolo. Oricum, sper că a plăcut. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod. Să vă abonați ca să n-ați făcut deja, ca să ajungi acolo la 1k subscriber. Abia aștept să ajungem acolo, pentru că am un videoclip special pentru voi, pentru 1k subscriber. Și mai avem chiar foarte, foarte puțin. Și dacă tot v-ați abonat, nu uitați acolo să activați și clopoțelul pentru a primi notificări mereu când postez ceva nou. I-a fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!